Echipa de handbal feminin CSM Slatina a întâlnit în cadrul ediției a treia a Ligii Florilor formația SCM Craiova. CSM Slatina a pus probleme doar câteva zeci de minute echipei din Bănie, care deține jucătoare valoroase. Handbalistele slătinene au ratat foarte mult, iar apărarea a fost slabă. Din păcate, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul echipei din Craiova decât 20 de minute. Nu știu dacă au avut toate de învățat sau au înțeles anumite lucruri. Din păcate, în primele 30 de minute, portarii mei nu au reușit să apere decât o singură minge, ceea ce înseamnă e foarte puțin, extrem de puțin. În ciuda diferenței mari de scor, câteva jucătoare slătinene au avut o prestație bună. Câștig au 3-4, maxim 5 jucătoare din echipă care și-au dorit foarte mult, au și făcut un joc bun, au crescut de la etapă la etapă și sunt pe plus. Însă e mult, mult prea puțin pentru un joc, repet, contra unei echipe precum e Craiova cu 6-7 jucătoare la echipa națională. În lotul slătinean este nevoie urgentă de un portar. Am nevoie de un portar pentru că e foarte greu să mergi cu doi portari tot campionatul. Dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă ceva, atunci nu ne mai putem face nici antrenamentele cum trebuie. Da, încercăm, nu știu, vedem ce vom putea face în perioada asta, pentru că este foarte târziu, campionatul a început și jucătoarele sunt foarte puține sau deloc. Însă eu sper că în urma discuțiilor pe care le-am avut să reușim să aducem un portar. Timp de 3 săptămâni, campionatul se va întrerupe pentru acțiunea ale echipelor naționale. Următorul joc pe care CSM Slatina îl va susține în Liga Națională va fi pe 7 octombrie. Această perioadă este binevenită pentru echipa slătineană. Am timp să le fac să înțeleagă ce înseamnă prima ligă, să nu mai fie atât de speriate și atât de panicate de unii adversari, cum s-au speriat de faptul că puteau să câștige cu Brașovul, cum s-au speriat de echipa din Craiova că am ratat 7 metri, că ne-a fost teamă să finalizăm și așa mai departe. Avem timp la dispoziție, 3 săptămâni, în care putem să stabilim foarte multe lucruri, pentru că altfel vor avea tot ele de suferit, credeți-mă. Nu mai sunt dispusă să fac niciun fel de compromis în ceea ce înseamnă respectarea indicațiilor tactice pe care le primesc. Dacă eu transmit anumite lucruri, fiecare dintre ele trebuie să respecte 100%. Partida dintre CSM Slatina și CSM Bistrița va avea loc pe teren propriu în sala de sport a liceului cu program sportiv Slatina.